Sunt frecvente cazurile în care autoritățile se plâng că birocrația întârzie investițiile. De multe ori în aceste întârzieri au fost invocate contestațiile licitațiilor publice. Ce-i drept, procedura contestării a devenit în România o practică, pentru că mulți au descoperit că se pot face bani și așa. Prefectul de Argeș spune că are cunoștințe de firme care se ocupă și în Argeș cu șpăgile și contestațiile. Eram șeful compartimentului de achiziții publice și eu făceam toate licitațiile de acolo. Și știu foarte bine mecanismul de desfășurare al licitațiilor și știu foarte bine că erau firme care nu se ocupau decât de așa ceva. Este una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă investițiile din România. Prefectul nu a făcut declarații explicite în cazul drumului național 73 Pitești-Câmpulung-Brașov, dar și aici există contestatarea licitației pentru lucrările de refacere, licitație câștigată de un consorțiu în care lider este o firmă din Spania. Conform prefectului, una dintre firmele contestatare caută să cadă la pace cu câștigătorul. Astea sunt înțelegerile care se fac între cele două sau trei firme și se fac la un anumit nivel, dar nu la un nivel oficial, la un nivel absolut neoficial. Sunt lucruri pe care n-am cum să le spun. Oricât le-aș ști de bine și oricât așa, sunt lucruri pe care nu pot să le spun. Eu aș vrea să le spun, dar nu pot. Întrebați-mi, băi, tu de câte ori ai fost contestat, de câte ori ai contestat, aia care te-au contestat, de ce te-au contestat? Și aflați multe. Direct de la sursă. O soluție ca firmele să fie descurajate în a mai depune contestații fără un suport real ar fi înăsprirea prevederilor legale privind obligațiile cu depunerea garanțiilor, dar și sancțiunilor.